Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Ciocănești, luni după amiază. La fața locului au intervenit pompierii militari ai detașamentului Vatra Dornei cu o aută specială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare cu sprijinul a două ambulanțe. La fața locului au fost identificate două victime, una dintre acestea rămânând încarcerată în interiorul autovehiculului. Persoana încarcerată a fost extrasă și predată echipajelor medicale. Ambele persoane implicate în evenimentul rutier, bărbat și femeie, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.